Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Îmi place la versetul 5, face o remarcă, frică și cu tremur în curăție de inimă. Mare lucru noi cei credincioși să fim cu curăție de inimă. Mare lucru. Iar frica și cu tremurul întotdeauna, nu știu, când citeam versetul acesta, cu tremurul ăsta, cuvântul ăsta cu tremur, parcă îmi dădea senzația că Dumnezeu este foarte dur, iar noi trebuie să ne cutremurăm așa. Săptămâna trecută mi-a plăcut o asemănare, o explicație, frică sfântă. Și într-adevăr, foarte, foarte frumoasă asemănarea și chiar e ceea ce ne ar trebui nouă în momentul în care am fi așa în prezența lui Dumnezeu. Adică să ne simțim în prezența lui Dumnezeu, că în prezența lui Dumnezeu suntem oricând. Și la versetul 6, slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, adică să ne luăm slava omenească, să fim lăudați, ci ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Îmi place tare mult un lucru pe care eu foarte greu, foarte târziu l-am înțeles. Dumnezeu nu trece peste voia noastră. Și aici chiar aș vrea să vă povestesc ceva. Eram în ambulatoriu, îmi făceam un tratament, cred că știți, și că, mă rog, am trecut printr-o suferință foarte puternică, prin care Domnul, prin analizele pe care le-am făcut, am fost înștiințat că, mă rog, analizele au ieșit în limite normale și asta înseamnă că Domnul, cu aportul lui, cu degetul lui vindecător, a participat foarte mult, chiar întru totul, și chiar mi-aduc aminte și aș putea să vă spun acum că l-am cunoscut pe Domnul Iisus ca și slujitor, ca și rob. În spital mi-am dat seama cum Domnul Iisus este rob, cum poate să devină rob al cuiva. Tot timpul era cu mine, tot timpul îmi atragea atenția către cuvântul lui, către el, ca eu să nu realizez practic prin ceea ce trec. Mi-a plăcut foarte mult, a fost o experiență extraordinară, vă spun, suferința are frumusețea ei. Atunci când te încredințezi în mâna Domnului Iisus, totul e ceva așa extraordinar. Chiar dacă la un moment dat îți spune, Doamne, vezi că ai o boală care nu te mai faci bine, Doamne, dumneata, nu realizezi sau ceva de genul ăsta. Deci, Domnul Iisus, prin prezența Lui, e exact ceea ce ne trebuie nouă, nu numai în suferință, dar tot timpul în viață. Și asta o demonstrează oricând. Noi trebuie să avem harul să-L vedem. Noi trebuie să avem așa starea care să vedem că Domnul Iisus e la lucru, că Domnul Iisus ne binecuvintează cu binecuvântări nemeritate. Binecuvântări pe care noi n-avem cum să le vedem dacă nu suntem într-o relație bună cu El, într-o părtășie apropiată cu El. Astăzi, chiar de asta am vrut să vă povestesc așa, am trecut printr-o situație care oarecum n-am dovedit că am fost și sunt robul Domnului Iisus, cu toate că El dovedește mereu lucrul ăsta pentru mine. Eu mai spun, Domnul Iisus, Mântuitor, Stăpân, dar nu dovedesc tot timpul lucrul acesta, că aș fi robul Lui.
Eram într-o intersecție foarte aglomerată și la un moment dat, mă rog, s-a dat verde pentru ceilalți, eram oarecum cu jumate din mașină pe carosabilul celor care mergea în, cumva perpendicular pe direcția pe care mergeam. A trebuit să fac niște manevre foarte periculoase, riscante, și de undeva după banda a 3, care îmi trebuia mie, că trebuia să fac la stânga, că venea o altă intersecție, a trebuit să ajung pe banda 1. Cel care a venit, care venea perpendicular pe mine, s-a așezat în locul meu. Și el, la rândul lui, a oprit circulația, mă rog. Dar a fost mai așa, mai nesimțitor, să zic așa. Până la urmă, pentru ca să fac stânga la următoarea intersecție, care era numai, eu știu, 50 de metri între o intersecție și cealaltă, trebuia cumva după banda 1 să ajung pe banda 3. Am tot semnalizat eu stânga, tot, nimeni nu-mi dădea drumul. Până la urmă am băgat un pic botul așa și m-a lăsat. Dar vreau să vă spun că cel pe care eu i-am dat drumul, i-am dat voie să intre practic, să scape de intersecție, acela nu mi-a dat voie să fac stânga, să intru pe banda 2 sau eventual pe banda 1 ca să pot să fac stânga. Și chiar stăteam și mă gândeam, domne, ce oameni, adică vede că l-ajuți într-un fel, dar mă rog, poate astea sunt niște pretenții pe care noi vrem să le avem și poate nici noi nu procedăm. Dar la următoarea intersecție, deci intru cu tiu cu vai, am ajuns acolo și să fac stânga. Am făcut stânga, aceeași persoană, același conducător cu mașina lui, numai așa făcea, numai așa. La un moment dat, a trebuit oarecum să accelerez, să pot să-l depășesc, că între el și mașina din față era spațiu destul de mare, și să mă bag cumva în fața lui. Vreau să vă spun că nu mi-a dat voie, eu a trebuit să bag o viteză oarecare, că chiar am primit niște de la soția care era pe scaunul mortului cumva, și am intrat în față și la un moment dat mașina din față a oprit, mă rog, a oprit. Mi-am dat seama că nu mai aveam timp să opresc. Și am pus o frână așa mai serioasă și la un moment dat m-am oprit cu câțiva milimetri de mașina din față. Și am zis, Doamne Iisuse, s-a făcut liniște de plină în mașină. Am zis, Doamne Iisuse, am avut timp să fac o rugăciune de recunoștință, de așa, de mulțumire. Doamne, Tu ai fost Cel care ai oprit mașina. Am simțit lucrul ăsta, că mașina nu mai ținea prâna. Poate alți șoferi au zis, băi, e bine, bă, că ai făcut ăsta ceva, uite, ăsta care te-a tot șicanat. Dar stăpânul meu mi-a zis, Petrică, n-ai procedat bine. Faptul că m-am putut să opresc până în mașina din față a fost pentru mine un lucru extraordinar. A fost un moment de recunoștință așa. Soția mea zice, eu ce să spun? Poate milițianul, poate nu te-a, polițistul nu te-a văzut, dar eu pot să-ți iau carnetul acum. Mă rog, e adevărat că putem așa să ne luăm carnetul unul la altul, dar ceea ce gândește Domnul despre noi poate fi întotdeauna momente de cercetare, momente în care noi trebuie să ne recunoaștem neputința noastră, să recunoaștem că, cel puțin eu vorbesc în dreptul meu acum, astăzi și în alte momente și poate oricând m-aș cerceta, nu mă găsesc vrednic pentru binecuvântările pe care le primesc, chiar dacă trec prin suferință. Poate mulți dintre dumneavoastră va zice în gândul lui, și tot să laudă ăsta cu binecuvântări când trece prin ce trece. Vreau să vă spun că e o mare binecuvântare să-L ai pe Domnul Iisus lângă tine, să-L simți.
E o mare binecuvântare. Și nu mai vă spun că e o mare experiență. Acum, între ce s-a întâmplat și pentru că, mă rog, tratamentul ăsta îl fac mai rar și vreau să vă spun că problemele cotidiene, toate treburile astea au pus stăpânire pe mine și recunosc că nu mai am aceeași părtășie cu Domnul Iisus. Noaptea erau adevărate aventuri. Dacă pot să vă spun așa, nu vreau să credeți că vorbesc science fiction sau, dar cu Domnul Iisus tot timpul ai ce discuta din viața ta, din caracterul tău care el tot timpul. Măi, vezi că uite, trebuie să fii mai așa, trebuie să fii mai așa. Deci tot timpul părtășia asta pe care o avem cu Domnul Iisus, tot timpul e spre binele nostru, indiferent că trecem printr-o suferință. Și pentru că aici are o precizare la versetul 6, slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor ca și când ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robe ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult și ceea ce spuneam mai devreme, într-adevăr am înțeles destul de greu lucrul ăsta și în vorbirile astea în ambulatoriu, că mulți spun, ce Dumnezeu, Doamne, nu vezi câți bolnavi de cancer, nu vezi ce boală e aici, ce Dumnezeu, cum? Doamne, tocmai acum avem nevoie de El. Tocmai acum, credeți-mă că noi avem nevoie de Dumnezeu, Dumnezeu ne poate vindeca și oricum, chiar dacă nu ne vindecă, El poate să ne mântuiască și ajungem în cer, în rai. Ce-i trebuie lui Dumnezeu atâtea rugăciuni? Că i-am zis, Doamne, trebuie să ne rugăm. Ce, Doamne, nu s-o fi plictisit Dumnezeu de atâtea rugăciuni? E mare lucru că Dumnezeu ține cont de voia noastră. Cu toate că El ține foarte mult la voia Lui. Dar El nu vrea să ne silească pe noi să facem voia Lui. El vrea ca noi să facem de bună voie voia Lui. Și atunci când noi facem de bună voie voia Lui, e un lucru extraordinar. Ajungem să semănăm într-adevăr cu Domnul Iisus. Și e ceea ce ne dorim noi care vrem să ajungem să-L iubim cât mai mult. Și de-aia am făcut precizarea asta, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Cei care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Și noi, atunci când ne rugăm și atunci când dorim un lucru, într-adevăr, trebuie să fie și voia lui Dumnezeu. Degeaba ne rugăm dacă nu e voia lui Dumnezeu. Deci trebuie să ajungem pentru a avea parte de satisfacția asta, de că rugăciunile noastre să fie ascultate, trebuie într-adevăr ca voia noastră să fie cumva asemănătoare cu voia lui Dumnezeu. Ca să nu zic la fel, identice. Și să ne rugăm ca ceea ce ne dorim și când ne vom ruga ceea ce ne dorim să fie după voia lui Dumnezeu, ca să fie și spre binele nostru și Domnul va împlini lucrul acesta cu siguranță. Amin.